Bună, fetelor, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem un video de beauty în limba română. Vreau să vă povestesc care sunt produsele pe care le folosesc acum în rutina mea de dimineață, cât timp sunt însărcinată, care sunt produsele la care am renunțat și mai ales ingredientele, lista de ingrediente care sunt interzise în sarcină și care sunt produsele mele preferate în momentul de față, pe care le folosesc cu mare drag și pe care vi le recomand și vouă, mai ales dacă sunteți însărcinate. Ceea ce aș vrea să știți din capul locului e faptul că sunt foarte puține produse, o listă foarte mică de ingrediente care e practic interzisă în sarcină. Până la urmă e la latitudinea ta ce vrei să folosești și ce nu și care ți-e rutina în sarcină. Bineînțeles, e recomandața aia, adică e cel mai bine pe pământ dacă nu ai nicio problemă cu tenul și poți să te trezești, să te speli pe față sau să te demachiezi și pur și simplu să te dai cu o cremă hidratantă. Dar pentru mine nu e cazul, așa că am o rutină pe care o urmez și în urma cărei am văzut cumva rezultate bune pe tenul meu. Chit că în sarcină, știți cum e, avem parte de toată treaba asta cu hormonii care mai au razna din când în când și trebuie să vedem cum ținem și acnea sub control, mai ales că nu avem voie acid salicilic, care este primul ingredient interzis, ca să spun, în sarcină și care mi-a dat la o parte o foarte mare cantitate de produse, mai ales cleansere, produse pentru acne și așa mai departe. Dar să știți că găsim foarte multe alternative din punctul ăsta de vedere, nu trebuie să vă faceți griji. Cred că ce e cel mai important și ceea ce aș vrea să vă transmit este să vă informați, luați-vă 2-3 ore, stați pe internet, căutați, uite de exemplu profilul Diana Angel este foarte informativ din punctul ăsta de vedere și dați-vă puțin timp și vedeți story-urile Diana Angel din highlights, eu le ascult în timp ce fac sport sau în timp ce spăl vasele sau fac orice altă activitate, știți că gemenii sunt multitasking și o să le placă tot timpul să fac mai multe lucruri deodată, luați-vă timp și ascultați, eu ascult pe Diana Angel, ascult pe Dita Deppner, ascult câțiva alți influenceri de afară pe YouTube și le urmăresc toată această călătorie de parenting, dacă vreți. Cred că e foarte important să avem partea asta de informație la noi, că odată ce ești informat, știi automat cum să aplici toată această teorie, toată această poveste asupra tenului tău când vine vorba de beauty. Eu cred foarte tare în treaba asta. De dimineață începe cu cafea sau ceai și am aici tot fel de ceaiuri despre care am vrut să vă vorbesc. În primul rând, ceaiul negru, care mie îmi place foarte mult de dimineață și după aia mai am ceaiurile astea pe care le-am comandat din state, de la Earth Mama, Raspberry Leaf Tea. Ăsta este pregătitor pentru travaliu. Ăsta este Heartburn Tea pentru arsuri. Third Trimester Tea pentru al treilea trimestru. Practic, cel mai mult le combin astea două momentan. Și ultimul este Peaceful Mama Tea, care este tot pe bază de, mă rog, mușețel și alte cele. Pe astea, din păcate, le găsiți doar în state și eu le-am comandat de acolo. Le-am găsit prin Quigley, pe care urmăresc eu. Și nu livrau, însă mi le-au adus finii noștri care au fost plecați acolo și au și rămas blocați în perioada pandemiei. Ăsta e un alt ceai pe care l-am deschis pentru Carmen, când a fost acum la noi. Periodic Tea, spune, for PMS, period and postpartum. Practic, ăsta este singurul, adică, mă rog, printre ceaiurile, singurul ceai pe care l-am eu, care nu este recomandat în sarcină, care l-am luat pentru momentele de după și este recomandat pentru imediat după naștere sau atunci când ai dureri înainte de ciclu și alte cele. Dar dacă intrați pe site-ul lor, o să vedeți mai multe acolo. O să facem un ceai negru de dimineață. În ultima vreme n-am mai băut cafea. Bine, chiar ieri am băut cafea, ce să zic. Pentru că mi-am făcut antrenamentul și simțeam că am nevoie de un pic de energie. Să pun aici ceaiul negru. Apă, se încălzește apa. Și o să începem practic ritualul de beauty, unde vreau să vă prezint câteva dintre produsele pe care le folosesc acum în sarcină. Cum am ieșit de la duș și astăzi m-am gândit să vă prezint care este rutina mea updatată
rutina mea de beauty în sarcină, care sunt produsele pe care nu le mai folosesc, care sunt produsele cu care le-am înlocuit pe cele pe care nu le mai folosesc, implicit cele pentru acne, că știu că sunteți foarte interesate și am mai avut dileme, deși acum te nume arată foarte bine. Care sunt ingredientele care sunt de fapt interzise în sarcină și ce ar trebui să urmăriți voi pe etichetele produselor, pentru că da, este chiar atât de simplu, doar trebuie să te uiți la ingrediente. Și eu, în momentul în care am rămas însărcinată, mă gândeam, vai de capul meu, o să nu mai pot să mai folosesc nimic din ce folosesc. Mă rog, știți că folosesc destul de multe produse, autobronzante, tot felul de creme și așa mai departe. Dar pe de altă parte, dacă stai să studiezi lista de ingrediente, lucrurile stau foarte simplu. De altfel sunt doar câteva ingrediente care sunt interzise și de acolo sunteți libere să vă faceți rutina de beauty așa cum vă doriți voi. Când suntem însărcinate, ne ia așa o paranoia că nimica nu-i bine, că aia nu ai voie, că cealaltă n-ai voie, ai voie ce vrei tu atâta timp cât nu conține aceste ingrediente, această listă de ingrediente pe care o să o pun undeva pe aici ca să o vedeți și voi. Am făcut un mic research, ca să-i spun așa, pe profilul Dianei și de acolo m-am informat, am citit foarte mult și pe net încă din momentul în care am rămas însărcinată. Știam că este interzis retinolul, știam că este interzis acidul salicilic, care este în foarte multe produse pentru acne, și o serie de uleiuri esențiale. Asta știam de la început. La lista asta am adăugat câteva ingrediente pe care vi le pun și voi aici ca să le știți, să vi le notați poate și să le evitați, să le căutați pe ambalajele produselor și să vă dați seama care sunt produsele pe care ar trebui să le scoateți din rutină odată ce aflați că sunteți însărcinate, bineînțeles. După cum vedeți, în momentul de față, nici pijamalele pe care le-am de la Adelina Pestrițu și care sunt foarte largi, nici astea nu mă mai cuprind foarte bine. Burta a crescut destul de mult. E prima oară intră burta în cameră și după aia intru eu, știți? E genul ăla de situație. Sunt în săptămâna 33. Acum nu mă întrebați câte luni, că nu știu. Am numărat doar după săptămâni. Due date-ul este în septembrie. Cred că cel mai bine ar fi să începem cu variantele de cleanser de față pe care le folosesc în momentul de față și să vă dau câteva pentru demachiere slash cleanser, ceea ce vă doriți voi. Astea sunt produsele main pe care le folosesc eu chiar acum pentru demachiere slash curățare. Unul dintre ele și unul pe care îl recomand pentru tenul care este mai uscat, cum este tenul meu, dar cu probleme pe zona T, este Skin Renewal Snail Cleanser de la Elisha Koi. Pe ăsta îl găsiți pe Q Cosmetics. La fel și pe ăsta, Moist Up Hyaluron Cleanser. E hidratant și ăsta, dar ăsta este mult, mult, mult mai hidratant. Așa că dacă e să fac o comparație între cele două, îmi place mult mai mult cel cu snail decât cel cu hyaluron. Un alt cleanser care îmi place foarte mult este un demachiant 3-in-1. E foarte bun pentru tenul sensibil și nu pișcă absolut deloc, lasă pielea foarte catifelată. Acest demachiant de la Vichy, Purete Thermal 3-in-1. Și o altă variantă pe care am luat-o chiar acum și pe care o poți folosi tot așa în sarcină este acest Kale Enzymatic Cleanser, care practic stimulează reînnoirea celulelor și este pur și simplu un cleanser enzimatic. Dacă nu ați mai folosit astfel de produse, trebuie să știți că ele cumva înlocuiesc exfolierea mecanică, să-i spunem așa, adică cea cu bobite tip scrub. Acționează la nivel de enzime, spune că oxigenează tenul și are un fel de acțiune de detox. Pe ăsta nu l-am folosit încă, însă l-am văzut la Diana și mi-am dorit foarte tare să-l am. Uite, ce Dumnezeu e acolo în copac, o pasăre, un nu știu ce. Astea sunt principalele produse pe care le folosesc pe partea de cleansing. Aveam câteva produse care erau dedicate tenului acneic, pe care nu le-am mai folosit, conțin acest ingredient interzis și anume acid salicilic. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre Bio Oil, pentru că este produsul principal pe care îl folosesc pentru vergeturi, mă rog, pentru prevenția vergeturilor și pentru vergeturi pe unele locuri. Nu am avut niciun fel de problemă cu vergeturile până acum. Trebuie să menționez că am și genetic o piele foarte bună, care se întinde foarte bine. Nici mama mea nu a avut vergeturi în sarcină și a avut două sarcini. Am niște venișoare sparte pe picioare pe care aș vrea să le rezolv după sarcină și probabil după alăptare sau când Dumnezeu avem voie să facem lucruri. Sunt foarte multe lucruri pe care n-ai voie să le faci nici în sarcină, nici în perioada de alăptare. Și momentan ceea ce fac e, în momentul în care ies din duș, pe pielea umedă aplic Bio Oil și am aici mai multe, am variantele astea mici pe care le-am tot folosit mai multe și le mut pe noptieră, le duc cu mine pentru acasă. Am și varianta asta mare de 200 de ml. Ceea ce îmi place foarte mult e, în primul rând, că se absorbe foarte bine și hidratează super bine pielea. Îmi plac toate produsele lor, sincer să fiu, le folosesc de foarte multă vreme, încă de dinainte de sarcină. Știu că genetica joacă un foarte mare rol aici în treaba asta cu vergeturile,
în faptul că vei avea sau nu vei avea vergeturi în sarcină. De exemplu, mie mi-au ieșit vergeturi pe sâni. Sunt vergeturi fresh. Prima oară m-am speriat când am văzut și am zis, băi, ce se întâmplă? Am crezut că am ceva, zic, când am fost la control la Mihaela, la Regina Maria, am zis, trebuie să merg să întreb, să văd despre ce e vorba. Și mi-a zis, nu-ți fă griji, e ok, îngrijește-te ca de obicei, sunt pur și simplu niște vergeturi, din cauza că ți-au crescut sânii și pur și simplu un sân ți-a crescut mai mult decât celălalt sau are un volum mai mare. Sinceră să fiu, în primul rând, când mă gândeam la vergeturi, mă gândeam, vai de mine, o să nu vreau să am așa ceva și o să mă deranjeze așa de tare, dar acum, având în vedere că știu că am făcut tot ce am putut ca să previn, a.k.a. folosesc uleiurile astea încă de dinainte de sarcină, de ani buni de zile. Singurul moment în care nu l-am folosit a fost trimestrul 1 și pur și simplu te gândești că, băi, corpul crește practic un om înăuntru, e o minune, e o perioadă foarte faină din punctul ăsta de vedere și nu mai stai să te gândești, crede-mă, la faptul că ți-au crăpat sânii sau că îți mai crapă nu știu ce pe nu știu unde. Ideea e să prevenim cât putem, să îngrijim cât putem și exact asta putem să facem folosind bio oil. Eu aplic și pe sâni cât de des pot acest ulei, de obicei v-am spus după duș pentru că pielea este hidratată și intră mult mai bine în piele pe umed. Ori de câte ori vreau să reaplic bio oil, o să folosesc o apă termală. Uite, am aici pe asta de la Synergy Therm și pur și simplu aplic niște apă termală pe burtică sau pe zona unde vreau să aplic bio-oil ca să aibă cumva o bază hidratată. Puteți faceți la fel cu o cremă sau știu eu cum vă gândiți voi că funcționează pentru voi. Și acum, referitor la acel ingredient de care toată lumea vorbește, că ar conține acest retinil palmitat care nu este recomandat în sarcină. Cantitatea de retinil palmitat, care este un derivat al vitaminei A, e neglijabilă, e genul de cantitate care se vinde în farmacii, există în foarte multe produse, nu este ceva de la care să vă faceți griji. Acest ingredient care cumva a stârnit comentarii, ca să spun așa, retinil palmitat, este într-adevăr un derivat de retinol, derivat de vitamina A, însă este într-o cantitate foarte mică, după trimestrul 1, deci trimestrul 1 este singura perioadă în care nu am folosit bio-oil. Puteți folosi cu încredere din trimestrul 2 de sarcină, oricum nu aveți nevoie până în 4 luni jumate, nici măcar nu se vede, nu se întinde nimic, nu, abia de la 4 luni jumate, 5 luni pot să zic că am văzut că se vedea burtă, efectiv. Și lumea putea să-și dea seama dacă ești îmbrăcată într-o rochie mai mulată sau așa. Nu vă faceți griji din punctul ăsta de vedere, asta este recomandarea mea, e și recomandarea Dianei, știu că foarte multe dintre voi aveți încredere în recomandările ei și eu am mers pe mâna ei, alte persoane spuneau că conține parfum, mai lăsați-o până aibii pasta cu parfumul, că am acolo un raft de parfumuri cu care mă dau, creme care sunt parfumate, pur și simplu parfum, și nu e vorba de sarcină, e vorba de pur și simplu de un produs cosmetic care conține parfum, nu mai știu despre ce mai era vorba. Ceva, a da, BB Cream de la Sorocii și ăla are parfum și atunci nu e bun pentru ten. E ok. Bine, ne dăm pe gât cu parfum, dar în rest toate produsele sunt fără parfum și nu. Astea mie mi se pare exagerări, sinceră să fiu. Mie îmi place foarte mult cum miroase bio-oil. Sticluța asta e aproape gata. Practic, el spune că contribuie la îmbunătățirea aspectului nuanței neuniforme a pielii, atât pentru pielea deschisă la culoare, cât și pentru cea închisă la culoare. Ajută la netezirea și tonifierea pielii îmbătrânite, ridate de pe față și corp și menține pielea hidratată. Contribuie la reducerea posibilităților de formare a vergeturilor în timpul sarcinii și în timpul puseurilor de creștere la adolescenți. Din perioada de creștere rapidă în greutate, bineînțeles, și asta e o variantă. Contribuie la îmbunătățirea aspectului vergeturilor existente. Acum eu sunt pacientul perfect. Deci am niște vergeturi pe sân ca o steluță așa, care sunt fresh, se vede clar că sunt ieșite acum, le am de gen nici 2 săptămâni, pe care o să vedem cum funcționează și cum se ameliorează aspectul și o să vă țin la curent și nu am nicio altă vergetură unde mă gândeam că s-ar putea să am vergeturi și anume pe burtă. Na. Anyhow, recomandarea multor mame a fost, băi, dă-te cu cremă. Raul zice, tot timpul ești dată cu cremă, ești cremuită, ești nu știu ce, face mișto de mine. Dar recomandarea multor mame a fost, băi, dă-te cu cremă, dă-te cu bio-oil, dă-te cu toate cele, că uite, eu nu m-am dat și uite ce am pățit. În modul dacă pielea nu ți-e destul de elastică și tu nici nu o ajuți pe partea asta de hidratare, e clar că o să crape, adică întinde foarte tare, dincolo de factorii genetici și de toată treaba asta, e extraordinar ce se întâmplă cu corpul. Eu mă uit la filmări vechi și mă gândesc, ai de capul meu, cum Dumnezeu
crește un copil în mine efectiv și mă uit așa, zic, cum o să revin la normal, dar corpul este perfect capabil să revină și la normal. Bine, despre asta o să vorbim mai multe când ne apucăm cu revenirea la normal. Astăzi este vineri, noi plecăm la cabană în seara asta. Mergem să ne vedem cu Lavi și cu Alex de la Timișoara, care sunt veniți aici la Mărișel. Și am zis că o să și filmez rutina asta cu voi. Următorul pas, după cum v-am zis, este tonerul. Și eu o să vă arăt asta, încă o dată, care sunt produsele cosmetic, care le folosesc în aceeași gamă. Ca să le aveți. Pun puțin toner, evităm zona ochilor și mergem pur și simplu tamponând pe obraj, bărbie, nas și frunte și lăsăm tonerul să își facă efectul. După ce pielea este uscată complet, putem să trecem la următorii pași. În sarcină se întâmplă tot felul de nebunii. Hormonal vorbind, ești varză, adică azi ești bine, azi ești prințesă și mâine nu mai ești nimic, deci nu mai vrei să apar pe niciunde, vă spun eu. Am avut dileme și probleme și cu partea asta de acne hormonală, pe care, sincer să fiu, nu prea ai ce să-i faci decât să-ți urmezi rutina de îngrijire. Mai este încă o cremă de la Aven pe care am comandat-o, o să o pun undeva pe aici ca să o vedeți și să știți unde o găsiți. O găsiți pe BBTay și o găsiți pe mai multe site-uri și pe Notino, mi se pare. O să vă mai arăt o cremă pe care am luat-o, o cremă de decolteu, care miroase absolut genial, apropo de parfum. Ce să zic, îmi plac produsele parfumate. E superbă. Tot de la Renew, tot de pe 24 Beauty, unde găsiți și apa micelară. Eu mi-am comandat de pe 24 Beauty crema asta de la Renew și încă un produs. E că mi-am mai trimis și apa micelară împreună cu o rezervă, ceea ce mi s-a părut super cool. Ambalajul ăsta e super fain și după aia poți să umpli cu apa micelară de aici din rezervă. Gentle Cleansing Oil, care este e de preferat să-l folosești atunci când folosești machiaj pe bază de ulei, fonduri de ten care sunt mai greu de dat jos, să spun așa, cum sunt cele de la Estée și așa mai departe, mult mai intense și mai grele pe ten. Acum că s-a uscat tonerul, o să trecem la următorul pas. Și avem aici de la Obagi Medical vitamina C, de genul ăsta arată. Sunt la a doua tură de folosire și îmi place super mult. Fetele de la cabinetul Elenei Martin mi-au trimis produse de data ce au aflat că sunt însărcinată, produse care, care sunt potrivite pentru sarcină, se pot folosi în sarcină. 20% vitamina C serum, care se presupune că ar trebui să mă ajute, de exemplu, uite și cu pata asta, care nu e dobândită în sarcină, să știi. O am de dinainte, cred că am dobândit-o în Asia Express sau undeva în zona aia. Și cu care nu știu ce să fac. Elena mi-a spus că o să vedem după sarcină dacă putem să o tratăm cu laser sau alte variante și o să vedem cum funcționează. Aplicăm vitamina C, foarte important, tot timpul, nu doar acum, să folosim factorul de protecție SPF și vă spuneam că am niște produse și o să vă povestesc despre ele. Mamă, mi-e foarte cald! Acest produs îl găsiți la Elena Martin pe shop. Eu o să vă las link în descriere cu toate produsele pe care le folosesc aici. Este un serum de vitamina C care mie mi-a schimbat modul în care arată tenul. Tot ceea ce trebuie să faci când ești însărcinată sau și dacă nu ești însărcinată, e pur și simplu să te informezi care sunt produsele care sunt potrivite pentru tenul tău, care sunt ingredientele pe care le poți folosi și cum le poți combina între ele. Odată ce ai bazele astea despre beauty, poți să te joci foarte ușor cu produsele, știind care este ordinea lor și cum trebuie să le aplici. Mai departe, peste vitamina C, eu o să merg cu Elastin, Elastidermai, tot Elastin zic, nu știu de ce, Elastidermai de la Obagi, în jurul ochilor, care se aplică cu o bilă metalică, e ca un strugurel pur și simplu și e perfect pentru că este foarte răcoritor. Complete Compact Serum. Întâi aplicăm toate produsele tip ser. Asta este un ser pe care îl folosesc de obicei seara pe decolteu împreună cu această cremă de la Renew și le-am puse aici și pe ele. O să folosim această cremă cu ceramide și B3, e super hidratantă, hai că am dat jos și capacul. După care trecem la SPF. SPF-ul e separat de orice tip de cremă sau variantă de hidratare. SPF-ul îl aplicăm pentru protecție UVA, UVB, preferabil dacă e cum sunt aceste produse de la SVR Broad Spectrum. Atunci vă protejează împotriva tuturor tipurilor de radiații, inclusiv împotriva razelor emise de telefon și de laptop, pentru că stăm foarte mult la
ecran, în fața ecranelor, ăsta e adevărul. Bun, după ce am aplicat crema asta cu ceramide, trecem mai departe la SVR. Asta este blurul pe care îl folosesc eu pe față. E o cremă de față, un mousse de fapt, care îți creează așa un efect de blur. Efect de blur în ce sens? Uniformizează textura, nu culoarea, nu e BB cream, nu acoperă niciun fel. O să vedeți că e ușor portocaliu, dar uniformizează textura pielii și e ca un fel de primer. Poți să-l folosești liniștit înainte de machiaj, nu e nicio problemă. Îl poți folosi ca atare, pur și simplu să nu aplici niciun fel de machiaj. Știu că sunt foarte multe dintre voi care preferă ca vara să nu poarte machiaj. Cantitatea pe care trebuie să o aplici pe față, urechi și gât este o linguriță sau lungimea unui deget, am aici cineva. Eu de obicei mă ghideam după asta, o linguriță, și dacă simt nevoia să mai reaplic în unele zone, merg și reaplic. Nu o să uităm nici de urechiușe, care sunt acum în prosop, că eu tocmai am spălat pe păr. Trebuie să merg să mă însuc și o să revenim. Și cam astea sunt produsele de beauty pe care eu le folosesc. Sper să vă ajute acest video și dacă aveți întrebări, sunt aici, ca de obicei, în comentarii să vă răspund. Asta este deodorantul natural pe care îl folosesc. Am mai multe variante, l-am luat de pe Notino și cei de la Schmidt mi-au scris apoi și mi-au trimis toate variantele de arome, ca să spun așa. Ăsta este unul dintre preferatele mele, Jasmine Tea. Să vedem ce produse mai avem aici. Acest Shield Sun Gel SPF 50 de la Elisha Coi, o altă opțiune pentru SPF. Și serumul cu niacinamide de la The Ordinary, pe care l-am reachiziționat acum de la Douglas, dar nu-l aplic în aceeași zi în care mi-aplic și vitamina C. Stă aici la make-up, ăsta îl folosesc pe zona T. Avem aici și BB cream-urile de care v-am spus, Always Nude BB Cream de la Elisha Coi, pe care îl găsiți pe Q Cosmetics. Dintre primele BB cream-uri care chiar îmi plac cum se aplică și cum arată pe ten. Și aici un alt BB cream, cel de la Soroci, de care zicea lumea că are parfum, vezi doamne. Asta este de pe Be Well Store, acolo găsiți mai multe produse de la ei și ăsta îmi place super mult. Arată super bine pe ten, mai ales dacă nu ai probleme cu tenul și nu ai chestii de acoperit, e perfect să mergi pe varianta asta de BB cream, mai ales vara. Veți găsi o singură nuanță pe site și se adaptează tenului vostru. Mai am un Be Oil și aici, deci efectiv peste tot am Be Oil. În rest, atunci când îmi doresc o acoperire mai mare pentru fondul de ten, o să merg către Mineral Blend de la Vichy. Și când vreau ca tenul să arate impecabil, Double Wear Nude Water Fresh Makeup, SPF 30, ăsta de la Estée Lauder. Asta este cea mai completă și complexă variantă de fond de ten, ca să spun așa, atunci când am filmări sau shooting-uri, de obicei apelez la el. Ăsta, uite, este un produs care îmi place foarte mult. L-am primit într-o cutie de PR de la Sephora, de vară, Becca Ignite îi spune, și este un highlighter care arată super bine și blenduit cu fondul de ten, dar și ca atare peste fondul de ten sau pe piele, efectiv, deci îți dă un glow superb. Deci ăsta este un produs pe care dacă vreți să vi-l luați, vi-l recomand, e multipurpose și cu siguranță o să vă placă foarte mult. Folosesc produsele de make-up pe care le foloseam ca și până acum, nu fac foarte mare caz din toată treaba asta cu sarcina și încerc să iau lucrurile ca atare. Nu i-am făcut niciun fel de cameră lui Baby Tisha, o să doarmă cu noi, așteptăm încă pătuțul de la Stoke. Am cumat un pătuț foarte fain, khaki slash gri, ceva de genul ăsta rotund, pe care să pot să-l car cu mine peste tot, pe terasă și în birou și așa mai departe. Și în rest avem, dacă ați văzut pe stories, un baby nest de la Marianne's Goodies, pe care plănuiesc să-l pun într-un pătuț care stă lângă patul nostru, un pătuț de co-sleeping. Acum, sincer să fiu, mi se pare că trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt și să luăm lucrurile, sau cum să zic, să încercăm să ne adaptăm din mers și să vedem care sunt nevoile copilului în primul rând și ce o să simte copilul, ce vrea să facă. Deși îmi închipui că odată ce a stat 9 luni înăuntru, atât de apropiat de tine, nu o să vrea să stea prea departe de tine. Da, am auzit și cazuri de astea în care bebelușii vreau să doarmă singuri și să-și vadă de treaba lor, așa că o să vedem cum funcționează. Oricum, chestia asta cu făcutul camerei de copil mi se pare ceva, deci o mai mare marketing de atât nu există. Pentru ce? Copilul ăla vrea să stea cu tine până pe la un an, doi, mai ales dacă și alăptezi și așa. Dar na, camera de copil, pe care ce faci? O folosești ca să stai tu în timpul zilei în ea, să alăptezi sau nu știu, nu-mi dau seama. Mi se pare că momentan copilul nu are nevoie de o cameră de copii, are nevoie de
de noi, să fim lângă el și să fim aproape. Și cam asta e teoria mea cu camera de copii și cu chestiile de copii. Asta este nestul de care vă spuneam, de la Marianne's. Vă las aici și contul lor ca să-l găsiți. Există și dublu nest pentru dublu baby. Oh my god, cum ar fi să fie doi aici înăuntru? Se pare că ajunge că e unul. Și ăsta presupun că o să-l punem fie în pat cu noi, fie lângă, în pătuțul pe care plănuim să-l punem lângă pat, să vedem. Asta tare drăguț, am vrut să vă mai arăt, vai, frumusețe mică. Deci asta este o jucărie senzorială. E dezvoltată de brandul lui Anne Geddes, care este o fotografă super faimoasă. Are foarte multe poze cu bebeluși, dacă o să căutați pe net o să vedeți, are și produse de îngrijire, tot felul de lucrușoare. Și astea sunt niște jucării. Bine, ne-a apucat noi să ne jucăm cu el, sinceră să fiu. Și e tare drăguț, îți creează o obsesie, efectiv. Dacă începi să te joci cu el, după aia nu mai vrei să-l lași jos. E foarte drăguț. Revenind la autobronzante, pentru că știu că vă interesează și treaba asta, primul e cel de la Siena, e o spumă, una dintre preferatele mele, e în jur de 150 de lei, ceva de genul ăsta, chiar mi s-a părut super ieftin pentru cât de bine își face treaba. E absolut genială, poți să o lași o oră, două ore, trei ore, chiar și patru ore pentru partea de development și este ok, o poți folosi și în sarcină. Produsele de la Siena se folosesc și ca bronz organic. Pușa-ți vine acasă și îți face bronz organic dacă vrei să-ți facă și dacă sunteți din Cluj și folosește aceleași produse. Mănușa de la Siena este și ea genială, absolut genială, pentru că mi se pare cea mai bună mănușă de self-tan pe care am avut-o. Asta este un alt produs care este organic, l-am primit de la Douglas, Self-Tanning Mousse e-cooking. Nu are niciun fel de miros, bronzează foarte bine, are o nuanță ușor mai verzuie decât Siena, care e mai auriu, dar nu mă deranjează atât timp cât este neutră și neportocalie. Vizitan de la Vita Liberata sau orice alt produs de la Vita Liberata, la fel le puteți folosi fără nicio grijă. Și That's So Sun Makeup, ăsta este un spray nou pe care am uitat să-l aplic astăzi. De obicei îl aplic dimineața, seara, când apuc, depinde. Seara cu precădere în ideea în care vreau să rămână pe ten. Un produs de bronzare graduală. O să vă las toate linkurile în descriere. L-am văzut tot la Diana, îmi place super mult, miroase foarte bine și îl poți aplica direct așa pe ten, pur și simplu. Hidratează foarte bine tenul, are și un efect anti-aging. Cu siguranță o să vă placă super mult. Nu vă faceți foarte multe griji când vine vorba de autobronzant în sarcină. La fel, repet, dacă nu sunt prezente aceste ingrediente de pe lista de interzise pe care o pun din nou aici, e totul în regulă și le puteți folosi. Cam ăsta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că v-a fost de folos. Nu uitați, stay informed. Asta e cea mai mare... cel mai mare lucru pe care îl puteți face pentru voi e să vă informați și să știți totul despre produsele pe care le folosiți. Vă pup și ne vedem curând aici pe YouTube. Nu uitați să dați subscribe și să vă uitați și la celelalte videouri pe care le avem legate de sarcină și de evoluția situației.